Dacă veți întreba pe un dependent de marihuana, de cannabinoide, de ce consumă, care sunt beneficiile, vă va spune dumneavoastră care sunteți în temă o mulțime de minciuni, o mulțime de argumente, o mulțime, mergând până acolo încât să ne spună că cum, marihuana ne face bine. Nu ne face bine, este un drog foarte destructiv. A, că scoțând și prelucrând în mod farmaceutic, substanța respectivă se poate administra ca medicament, este cu totul altceva. Dar inhalatul de THC produce groaznice prejudicii. Am avut în centrul rezidențial, în clinică, în izvorul Tămăduirii, persoană care a fost dependentă, este dependentă, putem spune că este pentru că rămâne dependent până la sfârșitul vieții, de marihuana, da? Cânepă, iarbă, cum se spune în jargon. Avea niște stări de depresie atât de puternice. Își dorea în timpul primei luni atât de mult să consume cu orice risc, fără niciun pic de discernământ, pentru a uita de sine, pentru a se ușura, pentru a se relaxa, încât munca noastră a fost fantastică. Închipuiți-vă că era o fată, vorba despre o fată, absolventă de două, trei facultăți chiar, da, și cu un job destul de vizibil, dar nu dau alte detalii pentru a nu putea fi identificată. Încât în prima lună vreau să vă spun că eu, psihologul, consilierul, vorbeam cu dâns, aveam ședințe de consiliere și de terapie și de câte 3-4 ori pe zi. Asta în concomitent cu o anumită medicație și de substituție și de sprijin a depresiei, a anxietăților, a somnului, pentru că ea nu mai putea să doarmă. Era într-o depresie acută, foarte mare parte din zi. Avea o mulțime de frici. Toate lucrurile astea date din cauza consumului de iarbă. Nu medicamente, nu alte droguri, nu psihoactive, psihotrope, etnobotanice, cum sunt numitele, pur și simplu iarbă, THC. Da? Era, a fost nevoie de numai puțin de 5 luni de rămas în centru, de terapie, de tratament, de monitorizare și de conlucrare cu medicul specialist psihiatru, ca acesta să-i ajusteze de la lună la lună în urma unui control și unei evaluări și la 2 săptămâni altă dată. Medicația, care era destul de multă, o parte era de substituție, o parte de reechilibrarea chimismului creierului, pentru că sistemul limbic, mintea ei era toată setată pentru consum. După 5 luni a plecat acasă și a reluat viața de familie, este bine, este fericită și a luat jobul, a devenit de nerecunoscut pentru cei care o știau. A luat în greutate pentru că era foarte slabă, foarte, foarte slabă. Deci munca aceasta presupune nu numai o întâlnire 2-3-7, nu numai un tratament cu anumite substanțe, cu anumite medicamente. A fost un complex de eforturi susținute și a medicului, și a asistentului medical, și a consilierului, și a psihologului, și a psihoterapeutului, și a celui spiritual, și a întregului program în care i-am furnizat timp de 5 luni lucru și lucru și atenție și monitorizare, ca la sfârșit să fie bine. Slavă Domnului! Da, a fost vorba, Acesta e deci este un minunat. caz, a fost vorba de un efort substanțial, foarte mare. De asta dau din casă. De multe ori când primim solicitare de a ajuta pe un dependent de droguri, încă de la telefon cer anumite detalii despre vârstă, despre tipul de substanță preferată în consum, despre felul în care este afectat din punct de vedere psihiatric, ca să nu vindem iluzii. Nu vreau cuiva să vând speranțe deșarte dintre cei care apelează la ajutorul nostru. Și îi spun de la început, mai am ce face sau nu mai pot să te ajut. Conștienți fiind că avem și noi niște limite. Mai ales acolo unde sunt instalate și patologii de natură psihiatrică, pentru că etnobotanicele, drogurile, încetul cu încetul, după ani de consum,
beneficiarii, dependenții, dezvoltă și patologii psihiatrice. Le spuneați dumneavoastră într-un fel, spuneați că prăjesc creierii. Da, ei spun așa, sparg capul sau prăjesc creierul, este argoul lor. Noi pur și simplu constatăm ceea ce spune și medicul psihiatru, un specialist, în urma unei evaluări psihiatrice. Ne întâlnim cu sindrom schizoid, paranoid, schizofrenie paranoidă, sindrom compulsiv, maniacal și este groaznic. Vai, atunci cu o persoană din aceasta care a dezvoltat patologii psihiatrice, nu prea avem cum să o mai ajutăm. Am avut cazul unui domn care a venit cu tânărul lui fiu, singurul lui fiu, care era consumator, nu spun nici de unde, nici regiune, nici ce vârstă și așa mai departe, era consumator de etnobotanice și cannabinoide, deci iarbă. Și a abandonat facultatea pentru că nu mai putea, nu mai avea cine să o facă. Și când a fost la medicul psihiatru prima dată, prima a fost și a doua, și la a treia, și la a cincea lună, la a șasea lună a primit certificatul medical în care scria schizofrenie paranoidă și abia atunci a apelat la noi să-l ajutăm ca să renunțe la droguri. Deci deja, i-am spus că este deja mult prea târziu pentru a mai avea cu cine să punem în practică un program în care este nevoie și de o anumită consistență cognitiv-rațională și de o normalitate sau măcar de un platou pe care se situeze din punct de vedere al chimismului creierului persoană dependentă și cu care să putem conlucra, coopera. Dar dacă psihologul sau consilierul sau psihoterapeutul îi propun o anumită temă de discuție, un anumit interviu și dânsul nu mai poate să răspundă, nu mai poate să se concentreze, nu mai poate să funcționeze din punct de vedere logic și al coerenței procesului terapeutic, noi nu mai avem cum să-l ajutăm. Am spus familiei că, din nefericire, viața lui, calitatea vieții lui se poate îmbunătăți, dar numai cu ajutorul unei medicații adecvate și cu un control la medicul psihiatru, medicul specialist și care să-l monitorizeze, să-l evalueze și să-i prescrie în permanență tot restul vieții un tratament care să-l facă cât de cât dezirabil pe dânsul, pe tânărul acela, cu niște norme sociale, civice, în așa fel încât el să nu contravină prin libertatea lui libertăților celorlalți. Pentru că aici este marele risc. Noi suntem liberi să facem orice. Libertatea mea se întinde până acolo în care să nu îți lezezi libertatea ta. De fapt, una din definițiile dreptului este sum cu igve tribuiere alterum non ledere. A face ceea ce vrei, dar fără a vătăma pe altcineva.